Săptămâna trecută, Dan Antonescu a redeschis cazul unuia dintre cei mai sadici criminali în viață, Toma Gheorghe. M-am dus în bucătărie, am luat ciocanul de șnițele și i-am dat în cap. Și o trântesc jos și mă așez așa pe ea până o să scurge sângele și... Asta a fost, da. În noaptea de 13 februarie 1998, Toma și concubina sa se pregătesc de culcare. Am băgat stiletul sub perină, ne-am culcat. Și o trezesc și am omorât-o imediat. Mi-a dus acolo în apă, s-a plâns, s-a scurs tot sângele, a fost carne albă. Toma duce apoi sacoșele tot la Mureșel. Știa deja de la uciderea fetei unde este cel mai bun loc pentru a scăpa de un cadavru. Și pe asta am băgat-o la capătul ăsta, la un pod, că era două podulețe. Și pe aia la capătul ăla, la alt. Nu le-a găsit nimeni niciodată. Nici nu o să le-o, că ce arde nu cu 30 de. Nu o să le mai găsească nimeni. Ca la cioc.